am pus într-o crătiță apă la fiert, iar în momentul în care apa va începe să clocotească, adăugăm puțină sare și vom începe să turnăm mălaiul, amestecând continuu cu făcălețul sau cutelul, cum doriți. Apa începe să clocotească, așa că vom adăuga mălai, adăugăm întâi puțin în ploaie. Apoi vom adăuga cu o cană. Și vom începe să amestecăm ușor cu făcălețul. Eu amestec cu făcălețul deoarece așa am învățat de la bunicii mei că se amestecă mămăliga cu făcălețul. Însă v-am spus, dacă doriți, puteți amesteca cu telul. Să nu vă speriați dacă mămăliga este subțire, deoarece după ce o vom pune pe fundul de lemn și se va răci, aceasta se va întări. Mămăliga noastră este gata. Am oprit focul, iar acum vom încerca să o răsturnăm pe un fund de lemn. Haideți să vedem dacă pot cu o mână. Este destul de grea. După cum v-am spus, să nu vă speriați dacă vă va ieși mai moale și va curge, nu este nicio problemă, deoarece ea se va întări atunci când se va răci. Lăsăm mămăliga să se răcească, apoi vom merge în continuare cu rețeta noastră. Haideți să vă vând un pont. După ce ați golit mămăliga din cratiță, puteți opta să puneți laptele la fiert exact aici, fără să o curățați de resturile de mămăligă. Va ieși un lapte foarte, foarte gustos. Mămăliga este aproape răcită. Eu o voi tăia cu ața. Așa am învățat de la bunicii mei, că mămăliga se tăie cu ața. O puteți servi cu lapte, cu iaurt, cu sana, cu smântână, cu brânză de vaci amestecată cu iaurt sau cu brânză de vaci amestecată cu smântână, este foarte bună, sau cu brânză, brânză simplă de vaci sau de oaie. Haideți să tăiem brânza. Galben frumos are.